trimit fetițe și băieței la operă. Cântecele de la operă mă emoționează întotdeauna profund. Cred că până și eu, paznicul criptei, cel cu sânge rece, am un punct sensibil la urma urmei. Da, și se află între urechi. Cine? Ghici, cine? Oh, nu! Nimeni alta decât încântătoarea ingenuă, fantomatica de la operă, cireașa din vârful tortului, vrăjitoarea, carte surioară. E vremea să însufleți în grădina tropelă. Deci, ce faci atunci când vezi o pisică neagră? Cobori de pe scenă! Răspuns greșit! Faci o tocăniță din ea! A sosit timpul ca această primadonă să-și încheie spectacolul. Deci, ce faci când afară e prea cald? Habar n-am! Ce? Te răcorești! Asta a fost bună! Așadar, fără a mai fi întrerupt, să trecem la povestea acestei seri, pe care am numit-o Femeia care plânge. Femeia care plânge. Parcă spuneai că știi să conduci. Da, știu, Camil. Dar nu mi-a spus nimeni că vor fi serpentine. Ei bine, Mildred, cred că pot spune oficial că ne-am rătăcit 100%. Perfect. Ce s-ar mai putea întâmpla acum? Ar putea ploua. Da, pare a fi una din acele furtuni când ies zombii la plimbare, iar creaturile nopții ies din ascunzișuri. Camil! Ți-am repetat de 1000 de ori. Am renunțat să mai vânesc fantome și să mai cred în spirite. Ei, haide, amintește-ți! Demonii sunt prietenii noștri cei mai buni. Poate pentru tine, dar eu mi-am schimbat ideile. Cu un ursuleț de pluș? Cu mai mulți ursuleți. Am o colecție întreagă. De plouat plouă, e întuneric și mașina e stricată. Nu spune asta. Super! O furtună îngrozitoare, o mașină împotmolită, ne mai lipsește... un sinistru hotel în stil victorian. Ha-ha, mega super! Mega aiurea! Wow! Nu-i așa că e grozav aici? Poate e bântuit locul. Nu începe, Camil. Hai să luăm o cameră, să ne culcăm și... să plecăm de aici cum se face dimineață. Nu-ți fie frică, Mildred. Nu te va mușca. Se pare. Scuzați-mă, doamnă. Pot să dau un telefon? Trebuie să o sun pe mătușa mea, Felicity. Așteaptă! Stai! Lasă-mă să ghicesc! Telefoanele nu funcționează! Bineînțeles, cum să nu? Iar acum curentul se va întrerupe! Super! Du-te tu și te usucă! Lasă asta pe mâna mea! Mm.
mergem, Camil? Și de ce cărăm sacii de dormit cu noi? Pentru că am făcut rost de cea mai bună cameră din hotel. Camil, nu vreau să stau în niciun pod. Nu fă pe deșteapta. Am lăsat-o pe Camil să ne rezerve o cameră. Cred că nu sunt în toate mințile. Wow! Trebuie să-ți mărturisesc, Camil, urăsc această cameră. Au fost doar scările. Fricoasă. De parcă ție nu ți-ar fi frică. Nu. Știi, stafiile se află de obicei în locuri exact ca acestea. A fost dovedit. Stop. Vrei să te trezesc dacă văd vreo stafie? Nu. Dar te rog ceva, lasă lumina aprinsă. Mersi. Camil! Camil! Neața domnișoarelor, nu am vrut să vă sperii. Mi-a telefonat doamna Bates de la hotel. Mi-a spus că vi s-a stricat mașina. Mulțumim, dar nu avem nevoie de ajutor. Ba da, avem nevoie, Mildred. Mă cheamă Emmet. Nu, nu avem nevoie, Camil. Ci sunt mecanicul orașului. Mildred, ba da! Camil, ba nu! Ei bine, dacă vă răzgândiți, uitați-vă, camionul meu e chiar aici. Fricoasă. Am nevoie de o oră ca să văd care e problema. Dubidu-du-du, dubidu-du-du. Do-bi-do, do-bi-do-bi-do, do-bi-do, do-bi-do. Mildred, să vedem ce putem afla despre femeia noastră ce plânge. Nici vorbă, am terminat-o cu ciudățeniile. Mai ales după noaptea trecută. Eu merg să mă uit prin vitrine. Grozav, uită-te și pentru mine. Știi ceva, Ioric, prietene? Lui Camil i-ar plăcea mult locul ăsta. Thank you.
Oh, bună! Eu vroiam doar... Bună? E cineva acolo? Foarte amuzant! Foarte frumos! Oh! Ah! Ca să vezi! Ce mi-a fost dat să găsesc un ursuleț pentru colecția mea. Cine e acolo? Mildred! 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 M-ai speriat teribil! Cu plăcere! Am ceva important să-ți spun. Așteaptă! Mai întâi trebuie să auzi ceva. Se aude, nu știu, un scâncet. Cumva se auzea un ursuleț de pluș? Stai, trebuie să-ți spun! Ei da, o navă s-a scufundat în apropierea hotelului acum 100 de ani. Și ce? Hotelul a fost construit din scândurile navei scufundate. Iar tu crezi că femeia care plânge era pasageră pe navă? Acum trebuie doar să ne dăm seama de ce plânge. Da, păcat că nu mai rămânem pe aici să aflăm. Oh, Mildred! Vești bune, fetelor! Mașina va fi gata mâine dimineață! Camil, trezește-te! Mai lasă-mă 10 minute, mamă! Camil, Camil! Camil, uite, s-a întors! Mă întorc imediat. Imediat? Așteaptă, Mildred! Oh!
regulă. Știu că ești aici. Poți să ieși la lumină. Nu, nu îți voi face niciun rău. Asta vrei? O voi bântui eu pe Mildred. Și pe ursuleții ei. Te-am auzit! Deci, spune-mi, era din cauza ursulețului. Îi aparținea fiicei sale. Nu-i de mirare că a înfuriat-o când l-a văzut? Au fost despărțite de când s-a scufundat nava. Și de aceea plângea. Mama era aici? Iar fiica în acel magazin. Te felicit, Mildred. Cum ți-ai dat seama? Am avut un presentiment și am auzit scâncetul din magazin. Și astfel... Știi? Mă bucur că ai această latură sentimentală și plicticoasă. Mulțumesc! Da, astă seară mi-am făcut plinul de stafii pentru o vreme. Camil! Bine, bine, pe veci! Mildred, felul în care conduci mă înspăimântă mai tare decât un hotel bântuit. Oh, asta e ultima dată când te salvez de la necazuri. Apropo, trebuie să-ți găsim un ursuleț pentru a-ți începe o colecție. Nu la asta m-am referit, eram stresată. Mildred, privește! Ursulețul meu! Deci? Dar nu la... Vreau să spun că nu de e... De viteză, Mildred! Calco! Mildred și Camil nu se așteptau să se joace de abați ascunsele cu stafiile. Dar oricum, acele stafii erau doar în trecere pe acolo. Iar momentul când le-au reunit pe cele două stafii a fost foarte emoționant. S-a emoționat până și Camil. Cred că se poate spune că găsești ceea ce cauți. M-am întors! Oh, nu! De parcă Madame Butterfly n-ar fi fost de ajuns. Acum mai e și Dumhilda. Deci, cum se numește o vrăjitoare nervoasă? Nevrozată! Știu o mie de bancuri! Ei bine, se spune că nu s-a sfârșit până ce nu s-a vărsat ultima lacrimă. Atunci eu cred că am plâns destul.